Patologică, mă spune Victor Ponta, uitând că pe vremuri nici el nu stătea foarte bine la capitolul ăsta, dar poate că putem să extindem pur și simplu o problemă, o vedem la foarte mulți dintre politicieni. Vă prezint și invitații cu care comentăm pentru început pe această temă. Avem mai multe subiecte pregătite și din zona justiție, pentru că și acolo se întâmplă foarte multe lucruri, dacă tot vorbim despre întâlnirea de astăzi dintre ministrul justiției și ambasadorul american. Alături de mine doamnele Mihaela Tudor, specialist în comunicare, și Luminița Adam, avocat, și domnul Daniel Fenechiu, senator PNL, avocat și membru al Comisiei Juridice de la Senat, și Alexandru Bălănescu, deputat PSD. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Vorbim despre un obicei foarte prost pe care l-au politicienii, să arunce cu noroi în urmă. Să arunce cu noroi în cei care le-au fost colaboratori, asta din dorința de a-și lansa un proiect politic. Este fix ce face în momentul de față Victor Ponta, care a fost la dreapta lui Dragnea și a înfăptuit la rândul său o grămadă de lucruri în perioada în care a fost prim-ministru. Funcționează? Este o tactică foarte des întâlnită, nu doar în politică, dar să spunem că acolo o vedem cel mai pregnant. Însă nu aș putea să spun că funcționează foarte bine chiar la toată lumea. Și asta pentru că este foarte greu să ai încredere într-o persoană care a stat atâta timp alături de altă persoană, care cunoaște foarte multe informații și care totuși, chiar în aceste circumstanțe, se bătea cu pumnul în piept, dacă îmi permiteți această expresie, alături de aceasta și pentru tot ceea ce înseamnă imaginea lui Liviu Dragnea. Acum să ieși și să spui că știai aceste lucruri, mi se pare nu doar că nu creează un sentiment de încredere, ci și faptul că mi se pare de-a dreptul ciudat să recunoști public, oficial, că tu știai toate aceste lucruri și deși le știai, ți le-ai asumat, iar acum, practic, joci un rol de acuzator. Păi asta nu se cheamă complicitate? Sau că înțeleg că pe vremea lui Ponta a primit o grămadă de contracte tăldrum. Sau favorizarea infractorului, depinde din ce punct de vedere. Te arunci în gura lupului, cum se spune. Privești. Dar nu, cred că toate afirmațiile astea au fost făcute așa, pe trend, pentru că tot acum avem trendul de a vorbi de tăldrum și e ca și cum ai zice, este de notorietate că, pentru că până la urmă, de foarte mulți ani, însuși Liviu Dragnea recunoaște asta, se vorbește de o eventualitate de, ce să spun, colaborare, asociere între numele Liviu Dragnea și, și Teldrum. Acum, aceste afirmații pot să stârnească și reacția inversă, adică gândindu-te că Victor Ponta a fost un apropiat al lui Liviu Dragnea, poate induce și ideea, o știe el ceva, de da. Face asemenea afirmații publice. Cred că cel mai corect ar fi să lase DNA-ul să-și termine și să-și închidă ancheta și cei care vor fi vinovați de eventuale fapte de corupție să plătească și cu asta basta. Și să lăsăm speculațiile, e Teldrum, nu e Teldrum, pentru că ne ține doar așa, ocupați. Păi ceva... ne ține ocupați, dar speculațiile astea le-ar putea duce în fața procurorilor. Păi poate dacă omul știe și vrea el să-și deschidă sufletul și e dispus să povestească, de ce să nu-l întrebe cineva? Ce să-l întrebe? Să-l întrebe ce știe de Teldrum, ce știe de contractele pe care Teldrum le-a primit în perioada în care Victor Ponta era premier. Dacă omul vrea să povestească. Nu, că aici este o mică capcană, pentru că Victor Ponta, pe lângă faptul că este absolvent de drept și are niște ani în sistemul ăsta înainte să intre în politică, el știe foarte bine că nu se poate trezi astăzi să ne povestească lucruri pe care le știe de 10 ani, de 7 ani sau de 8 ani. Pentru că în poziția domniei sale de prim-ministru, dacă avea cunoștință de niște lucruri, avea obligația ca atunci să reacționeze. Deci declarația lui Victor Ponta este o declarație politică, există cât se poate de clar în cadrul PSD-ului oameni care nu sunt foarte încântați de Dragnea și Victor Ponta, fiind în momentul de față într-o perioadă în care încearcă să acumuleze electorat pentru partidul lui, în primul rând o să-și ia dintre nemulțumiții de actetea lui Dragnea, da? Ei trebuie stimulați cumva. Deci Victor Ponta trebuie să poziționeze. Și din punctul ăsta de vedere, Victor Ponta vine cu aceste declarații care sunt strict politice, care nu au o conotație juridică, da? Pentru că dacă îl cheamă mâine la parchet să spună, o să spună, domne, eu vă spun ce am citit în presă, ce spune lumea, ce spuneți dumneavoastră, da? Că dacă știam, mă apucam să nu știu ce.
Dar cât de grav este să spună fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, un om care a fost inclusiv în perioada lui Victor Ponta, când era Victor Ponta premier, a fost șef al ANAF-ului, să spună că el are niște dovezi foarte clare care să lege pe Liviu Dragnea de țel drum. Cum sunau astfel de declarații? Bun, acum să mă ierte Dumnezeu. Eu nu știu și nu vorbesc de Dragnea țel drum. Pot vorbi de Popescu Bum Bum, Ionescu Cum Cum. Faptul că cineva are o legătură cu o anumită firmă nu e infracțiune, da? Nu. Deci în momentul de față eu nu am constatat că Teldrum, da, este o firmă care a fost condamnată penal, desființată, s-au întâmplat diverse lucruri, da? Știu că există în spațiu public o dezbatere aprinsă pe tema asta, care e folosită împotriva lui Dragnea, știu că există niște proceduri judiciare, da? De, la care nu vreau să mă refer, pentru că eu cred că un jurist nu trebuie să apuce să-și dea cu presupusul pe ce cercetează oamenii ăia. Și aștept ca la un moment dat să văd din verdictul instanței, da, dacă va exista un verdict al instanței sau din rezoluția procurorilor, dacă există ceva sau nu suspect acolo. Dar se poate presupune că Gelu Diaconu, în calitatea lui de fost director al ANAF, a avut niște documente pe care acum poate DNA-ul nu le are? Nu se poate presupune. Că dacă e așa, e foarte grav. Păi dacă asta, șeful ANAF-ului a avut niște documente și Teldrumul funcționează în continuare, înseamnă că nenea ăsta este vinovat de o serie de infracțiuni și el ar trebui anchetat la rândul lui. Deci eu merg pe varianta că și astea sunt fie niște declarații politice, fie pur și simplu de conivență. Știu eu, domnule, că a avut o legătură. Păi, să-mi ierte Dumnezeu, nu pot spune că Dragnea a avut legătură cu Teldrumul. Teldrumul s-a înființat, a fost la Consiliul Județean, a trecut la asta, Dragnea a semnat contracte cu ei, e cât să poate evident că a avut niște legături. Problema este cât de infracționale sunt și cine sunt vinovați pentru asta. Dacă e vinovat Dragnea să-i facă dosarul pentru că să-l bage în pușcărie, dacă nu e vinovat să încheie nebunia asta. Bun, și să înțelegem că este doar o declarație politică, poate mai vin oameni din PSD înspre partidul lui Victor Ponta, ce se întâmplă? Noi am auzit azi, de exemplu, de o persoană care e curtată asidu de către cei de la Pro-România și că s-ar putea să treacă de la PSD. Eu cred că păcatul al mare al nostru, al tuturor, este că au fost dezincriminate două fapte penale pe care vechiul cod penal le incrimina și pentru care unii răspundeau penal, adică este vorba de lipsa incriminării insultei și a calomniei. De aceea, toată situația asta tulbure, prin care cine vrea ziua să spună ceva despre mine sau despre dumneavoastră, o poate face fără niciun fel de pericol, decât acela să-l cheme eventual pentru niște daune materiale. Păi poate să-l dea în judecată, dacă dorește. Da, dar nu penală. Dar nu numai să bage în pușcărie, maestră, domnule. Nu, dar la o amendă penală putem să-i dăm. Da, adică eu mă duc la două, trei fapte, îl bage în pușcărie, maestre. Păi da, dar nu toate ziua. Și cum e legea acum cu o treime, e unul care înjură 10 oameni, se duce 15 ani în pușcărie. Toate ziua ne insultăm și ne calomniem. Plus că aceste tehnici de manipulare, dacă ne uităm cu atenție pe scena politică, le folosește toată lumea. Adică nu există chiar... Ar trebui să chiar... fie procese peste procese în cazul ăsta. Sunt politicieni și au dreptul la declarații politice și sub această titulatură de declarație politică n-ai ce să-i faci. Alea trebuie să fie însușite, doamna avocat. Păi și sunt, odată că a ieșit pe televizor cu ele. De o bună bucată de vreme, domnul fost prim-ministru, domnul fost președinte al PSD-ului, are o chestiune evidentă împotriva domnului Dragnea, ca să nu zic chiar împotriva PSD-ului. Adică nu înțeleg atitudinea asta după ce ai condus un partid, după ce l-ai lăsat pe mâna unui om, să te întorci împotriva acelui om cu tot felul de afirmații pe care nu le dovedești conform principiului că cine afirmă trebuie să și dovedească. Noi am început să facem din zvonistică niște principii de contestare a unor oameni, fără ca la baza acestor afirmații să existe măcar o probă. Teldrumul. Ce spunea și dumneavoastră, domnule Bălănescu, are greutate în momentul în care îl vezi pe fostul prim-ministru și fostul șef al PSD spunând lucrurile astea și multe alte lucruri, înseamnă că are greutate, nu că vorba că nu e un neica nimeni de pe stradă. Nu, dar mai multe drepturi cetățenești decât oricare dintre noi nu le poate avea nici domnul Victor Ponta. Adică are mai multă notorietate și credibilitate, dar credibilitatea asta este excesivă și dumneavoastră aveți, domnul senator, multă credibilitate, dar nu o folosiți potrivnic, adică într-un sens în care să fie destructiv cu privire la anumiți oameni.
fiindcă crearea de imagine și distrugerea imaginii unui om, fiecăruia dintre noi, creează un prejudiciu, cel puțin de ordin moral. Bun, Victor, și atunci Ponta... toți ne îndreptăm împotriva toți și devenim o societate în care ne arătăm cu degetul unii pe alții. Victor Ponta e într-o vrie. Acum scrie foarte mult pe bărățeaua dumnealui preferată de socializare. Bă, se pricepe la tot, știm că se pricepe la drept, ați spus deja, că na, provine totuși din zona asta. Știe și cu economia, știe și cu finanțele, Victor Ponta, știe și cu cultura, probabil. Uitând de controlele aberante ale ANAF-ului din perioada în care era dumnealui prim-ministru și de măsurile luate pe vremea lui, ne aducem aminte de impozitul pe bacșiș, de exemplu, Victor Ponta s-a apucat să-i facă nemorală lui Liviu Dragnea și pe partea economică, mai mult îl compară cu un alt adversar al său, Traian Băsescu. Totul pornește de la decizia guvernului privind plata separată a TVA pentru firme. Traian Băsescu considera în mod greșit și conflictual în 2010 că omul gras de la stat stă în spatele omului slab din privat. Liviu Dragnea consideră în mod la fel de greșit și conflictual că omul gras privat este dus în spate de omul slab de la stat. Am trecut de la Băsescu la Dragnea, din Lac în Puț. Dacă toate firmele private spun că ideea introducerii TVA splitat este greșită, guvernul trebuie să renunțe la această trăznaie. Pentru un guvern normal, într-o țară normală, cel mai important partener și prieten trebuie să fie firmele private, scrie Ponta, prezentând și motivele pe rețeaua sa preferată de socializare. Bun, urmărind toate mișcările pe care le face Victor Ponta, într-un mod absolut bizar și de neînțeles, Liviu Dragnea pare cumva așa simpatic, adică în toată povestea asta... Eu le înțeleg în felul următor. Victor Ponta își lansează un program politic. Lansându-și un program politic, bineînțeles că vine și cu idei, cu afirmații, cu o modalitate de construcție, zic eu, cum ar vedea el că trebuie făcute anumite lucruri. Categoric profită și de faptul că guvernarea Ponta a fost o guvernare bună, cel puțin așa au arătat la vremea respectivă statisticile, că a avut plus și atunci crede că aceasta îi dă un plus de credibilitate în fața românilor și de asemenea că cei care citesc și gândesc au încredere în ceea ce le spune, exact cum mai devreme afirmați dumneavoastră, că se pricepe și la economie. Acum un dialog și un ping-pong așa între Liviu Dragnea și Victor Ponta a început de multă vreme, adică acum poate că a escaladat toată povestea asta odată cu lansarea noii platforme politice. Doamne, e o strategie, Victor Ponta e maestru în aruncat tot felul de fente. E o strategie aici și de fapt oamenii ăștia să se înțeleagă foarte bine, să-și facă un partid pe modelul UNPR, cum era pe vremuri, da? UNPR-ul a crescut foarte, știu că ați fost membru UNPR, a fost un partid care a crescut foarte mult. Ei, și ulterior, UNPR-ul a intrat la guvernare, nu? Cu cei de la PSD și crescut fiind în paralel. De asta să fie creat și pro-România, credeți? Nu cred. Cred că e puțin exagerat. De ce? Pentru că dacă atacurile nu ar fi atât de vehemente și atât de centrate și țintate pe o persoană, poate că da, aș crede. Critici PSD-ul, dar de fapt vrei să faci un PSD mai mic sau, mă rog, un apendice care să poată să le servească, ar putea fi un scenariu, dar nu așa, pentru că toate atacurile sunt punctuale, țintite la un personaj, la președintele PSD-ului de acum. Ei, după aceea, nu știu, mi-e greu să explici, sau așa mi s-ar părea mie, greu să explici oamenilor că cel la care i-ai reproșat că devine acum partenerul tău într-un fel de alianță politică. Nu știu, ar fi așa prea de noaptea minții. Deci nu cred într-un scenariu din ăsta. Bun, mergem mai departe. Acum, apropo de ideile din Parlament, țara arde, Liviu Dragnea este preocupat de problemele familiei. Liderul PSD a anunțat că dorește ca referendumul pentru definirea familiei să fie făcută până în iarnă. Deputații au adoptat astăzi proiectul de modificare a legii de organizare și desfășurare a referendumului. Pe noi ne interesează să creăm posibilitatea românilor să se exprime pe o temă foarte importantă, de profunzime serioasă. Liviu Dragnea este din ce în ce mai grăbit. Nici dezastrul din economie, nici problemele din justiție nu îl preocupă însă pe liderul PSD. Acesta vrea definirea cât mai urgentă a familiei. Deputații au votat modificarea legii referendumului. Proiectul prevede în primul rând că referendumul de revizuire a Constituției trebuie să aibă loc în termen de 30 de zile de la adoptarea de către Parlament a inițiativei de revizuire. Liderul PSD nu vrea ca la referendumul din această toamnă să fie votate și alte propuneri. Nouă ni se pare extrem de importantă această temă și nu vrem să fie parazitată.
Dragnea nu este deranjat nici de semnalul pe care țara noastră îl dă în Uniunea Europeană prin această modificare a Constituției. Mă interesează să dea un semnal foarte serios în interior, în interiorul țării, pentru că eu încă sunt român și voi rămâne român și mă interesează ca această decizie să fie luată de români, nu de altcineva. Cu toate presiunile, sugestiile și propunerile venite din altă parte. Am susținut public inițiativa celor 3 milioane de români, deci nu mă schimb. Da, e probabil singurul subiect asupra cărora au fost de acord aproape toate partidele. Am avut un vot covârșitor de la PSD, am avut foarte multe voturi de la ALDE, am avut foarte multe voturi și de la PNL pentru organizarea acestui referendum, chiar și de la USR, că știm că a ieșit scandal în rândul lor acolo, că unii au votat într-un fel, unii în alt fel. Am însă senzația ca jurnalist că nu s-a înțeles foarte clar ce s-a dorit atunci și pentru ce s-a votat. Era un coleg de-al dumneavoastră de la PNL care îmi spunea că el a votat pentru familia tradițională și, de fapt, oamenii erau întrebați de referendum, de organizarea unui referendum. Ce credeți că s-a urmărit acolo? Și mai departe, ce se va urma? Să vă spun în două minute punctul meu de vedere. Eu cred că marea majoritate a românilor, ca popor creștin, da, fie că sunt ortodoxi, fie că sunt greco-catolici, fie că sunt catolici, românii sunt adepții căsătoriei tradiționale. Nu cred că există mari probleme cu povestea asta. Dar căsătoria tradițională este foarte bine reglementată în legislația românească, fiind prevăzută în codul civil, fiind tradiția poporului român și fiind, practic, modul de organizare al familiei în România. Nu există, în momentul de față, elemente semnificative care să pună în pericol această rânduială a societății de surgite tradițională pe care noi ne dorim să o păstrăm. Însă se găsesc anumiți oameni, da, care la un moment dat, când apar tot soiul de provocări pe care le generează incapacitatea de a guverna țara și prostiile pe care le fac, care pentru a abate atenția românilor, da, vin cu teme de acest gen. Prima dată a fost o temă foarte bună, că veneau alegerile, da? Da. Fără îndoială și Partidul Național Liberal a intrat în această vâltoare și a intrat, a zis, bă, frate, putem să luăm și noi voturi, ne băgăm și noi acolo și facem și mai departe. Dumnezeu, au trecut alegerile. Și acum stai și te gândești așa. Căsătoria este reglementată în codul civil. Nu există niciun pericol în ceea ce privește posibilitatea să se căsătorească doi bărbați sau două femei. Nu există, nu permite legislația, da? Exact. Bun, tu vii să o aduci în Constituție și se ridică niște întrebări. Dacă mâine introducem în Constituție această prevedere, vom avea autostrăzi și vom trăi mai bine? Da? Este o prefacere importantă pentru poporul român? Va fi mai liniștit datorită faptului că reglementarea căsătoriei este în Constituție și nu în codul familiei, în codul civil? În ce legislație a unei țări europene există în Constituție reglementată ideea căsătoriei? Am întrebat și eu inclusiv colegii mei din PNL, băi, frate, stai puțin, ok, sunt de acord, căsătoria tradițională, dar unde este? O punem în Constituție? Păi poate mâine trecem în Constituție și faptul că dacă treci pe roșu, da, vei fi amendat. Că e o chestie importantă, ai trecut pe roșu, trebuie să fii amendat. Și da? Atunci să înțelegem că e alta miza? Cu siguranță miza e alta. Și n-am încheiat. Ne spune domnul Liviu Dragnea și eu îl taxez de câte ori este populist și de câte ori lucrează într-o manieră execrabilă. Domne, eu sunt român. Dar domnul Dragnea, ești român. Dar respecti Constituția și în Constituția României scrie așa că tratatele internaționale la care România este parte, fac parte din dreptul intern. Și atunci tu, ca un lider politic vizionar, da? Care vezi și Brazilia printre altele, vezi cum ești pe acolo, da? Poți să-ți dai seama că lucrurile se modifică într-un fel. Și ca un lider sănătos la cap, nu pui România într-o situație ca Ungaria lui Orban să te apuci să sfidezi Uniunea Europeană în momentul de față pe o temă care este, repet, falsă, că nu e o temă reală. Da? Deci, practic, este o luptă cât se poate de adevărată pentru imagine, da? Guvernul PSD-al de momentul de față pierde în materie de ce au făcut pe legile justiției, pierde în materie de economie, pentru că Ponta trebuie să-i dau acolo dreptate, da? Că economic lucrurile merg cum merg, cu sprite TVA și așa mai departe, cu grămadă de nebunii, și mutăm atenția. Imaginați-vă cum va fi când timp de o lună jumătate vom veni în platou și vom discuta. Ion vrea să însoare cu George, domne, de aia domnul să adopte și copii, da? Păi nu mai contează că oamenii ăștia pun pe butuș economia, nu mai contează că atacă justiția, te mai este să însoare Ion cu George, domne. Vedeți-mă cât de nasol ar fi. Deci, repet, eu susțin familia tradițională. Dar nu cred că e normal să modificăm Constituția pe teme de genul ăsta, da? Că poate ne mai vin idei de genul ăsta și putem să o modificăm din an în an sau din doi în doi ani.
luăm dintr-o lege un text care beneficiază de susținerea majoritară a românilor și o aducem la Constituție. Întrebarea e și în sensul ăsta. Ce costuri are un referendum? Pentru că putem să ne mai gândim așa. Dom'le, facem un referendum, stăm, dezbatem, cum spunea domnul Fenechiu, vorbim de Ion și Vasile care se au, Doamne ferește, s-ar putea căsători. Deci e imposibil în România. Ei, și facem dita mai referendumul și nu vin destui oameni, nu vin 50%, poate e frumos afară. Nu mai e cu 50%. Eu cred 30%. 30%. 30%. 30%. Și dacă nu vin 30%? Eu cred că inițiativa celor 3 milioane de oameni cu privire la definirea căsătoriei nu trebuie tratată cu atâta ușurință. Păi tocmai pentru că erau atât de mulți. Vă întreb așa, dacă mâine strâng semnături ca să elim toate impozitele, crezi că sunt 3 milioane de semnături? Nu știu dacă sunt 3 milioane de semnături, dar aici există. Dar eu mă întreb, dacă tot facem un referendum, de ce nu-l cuplăm așa și cu referendumul cu modificarea Constituției pe imunități, pe răspunderea magistraților, pe multe alte teme la fel pe care ne preocupă pe toți și fiecare dintre... Nu constituționale. S-a spus 100.000 de ori că nu se poate... Nu poți să trec în Constituție răspunderea magistraților. Dacă poți să trec, adică nu e același lucru. E trecută. Păi cum și una e reglementată. Ca normă generală, nu ca detaliu. Păi că poate stipulă femeile între 21 și 23 de ani și bărbații între 25 și 29. Acum asta exagerați voit pentru a denatura sensul în care se fac aceste susțineri. Dar nu poți să... Eu întreb, dacă sunt 3 milioane de oameni... Maestră, te-ai căsătorit, ai făcut copii, domnul avocat, dacă 3 milioane de români vor să se ia poziție în această materie și vor referendum pe această temă, care este problema? Da. Sunt 3 milioane de semnături. Că mai sunt și alte milioane de oameni care vor altceva. Dar tocmai faptul că, domnule Bălănescu, tocmai faptul că sunt 3 milioane de oameni și mulți alții care consideră la fel, tocmai de asta lucrurile sunt foarte clare. Și nu mai avem nevoie de un referendum ca să ne spună ceea ce știm deja. Și să aruncăm banii pe fereastră, că mai bine dăm pe altceva. Și facem la anul referendum că ne merge mai bine. Cu ce ne ajută, maestre? Ok, am în Constituție mâine asta. Cu ce e mai bine? Ce schimb? Asta te întreb. Ce schimb? Da. Schimb definitiv ideea că noi suntem o țară de creștini și că în această țară nu se pot căsători decât bărbații cu femeile. Okay, maestre. Și definitiv. O să merg mai departe. Auzi, dacă mă faci să fiu avocatul diavolului, sunt. Poimene, Uniunea Europeană adoptă o directivă în care spune că începând de mâine, sau nu, de peste 2 ani de zile, în Uniunea Europeană vor primi să căsători între persoane de același sex. Ești membru al Uniunii Europene. Tratatul respectiv face parte din dreptul intern. Ce faci? Te duci cu Orban și ieși din Uniunea Europeană? Domnul avocat, sigur că sunt supoziții ceea ce faceți dumneavoastră acum. Că Uniunea sunt decizii ale Curții Europene, maestre, nu sunt supoziții. Curții, da, dar nu sunt reglementări care să ni se impună nouă și să facem în așa fel încât să reglementăm sau să fim permisivi. Domnule, de ce nu ne inspirăm de la cineva care crește bine, domnule, hai să ne uităm la NEMS, domnule, să facem ceva că ea. Mii de ani pe aceste meleaguri bărbatul s-a căsătorit cu femeia. Și astăzi de altfel? Nu, acum zicem așa că în neantul ăsta creat... Nu, în neantul ăsta care s-a creat și în contestațiile astea cu privire la lipsa de utilitate unei asemenea reglementări, se dă posibilitatea să se intervină de către grupuri care vor această căsătorie și să se amestece lucrurile. Așa le ce, ce se amestece în Constituție care e foarte clară? Nu e clar deloc. Un om atât de luminat a făcut până la urmă. În Constituție spune căsătoria este uniunea legal consimțită între cei doi soți, dar nu spune masculin cu feminin. Cum nu spune, domnul Bălănescu? Nu, între cei doi soți, doamnă. Și codul civil ce spune, maestre? Codul civil nu este de ordin constituțional. E de ordin organic, nu? Da, e organic. Și e o lege care se aplică, nu? Sigur. Se poate să se încalce codul civil? Nu. Și atunci care e riscul? Care e riscul, exact. Nu există niciun risc, dar nu există nici prejudicii. Dar hai să o facem pentru că dă mine la popor. Ba da, dar nici prejudicii. E singura concluzie. Maestre. Bine, acum dacă tălmăcim și răstălmăcim voința oamenilor în această țară, mi-aduc aminte că și cele 7.500.000 de voturi au fost răstălmăcite, domnul avocat. Și s-a zis, dar ce ne mai interesează dacă stă Băsescu atâta vreme și nu-l dăm afară? Eu vreau să vă spun următorul lucru.
ca demers politic, da, jos pălăria. Încercați în momentul de față să scoateți în față o temă care e o fumigenă cât se poate de reală, da? Faceți o promisiune electorală. Dezastru. Vreți să-mi spuneți și mie în ce constă dezastrul ăsta? Toată lumea să... Păi domnule, ați vorbit dumneavoastră de neant, adică e mai rău dezastru decât neantul sau ce e mai rău? Neantul? Dumneavoastră aruncați în neant aceste cereri. Nu mă pierd în declarații, dar această activitate vizând revizuirea și reglementarea căsătoriei într-o definiție precisă, dumneavoastră aruncați în neaș și ziceți nu ne trebuie. Bine, dacă nu vă trebuie, dar aia 3 milioane. Dar aia 3 milioane de oameni sunt nebuni că au cerut această reglementare. Nu, dar nu am spus că nu ne trebuie, am spus că o avem problema deja. Până la urmă, dacă oamenii milioane... se adună, cum spune și domnul Fenechiu, se adună 18 milioane, spun domnule să scoatem taxele și impozitele. Evident că toată lumea e de acord. Cu tot respectul și pentru cei 3 milioane. Dar nu era momentul acum. Aveți bani de aruncat pe geam. Nu mai avem bani de aruncat pe geanta, este voință populară și trebuie să țin. Și trebuie neapărat să o facem acum până vin alegerile europarlamentare, să ne pregătim. Vin de la ședința Senatului, da? Unde penultimul punct cu ordinea de zi era o inițiativă legislativă a unui deputat PSD care suna așa. Lege pentru restituirea diferențelor salariale a personalului din sectorul bugetar, determinate de măsurile de reduceri salariale dispuse în temeiul articolului 1 din legea 152. Deci banii care i-a tăiat Escu, da? Băsescu, da? Inițiativa unui deputat PSD. În comisie se aprobă, se face și raport suplimentar și astăzi suntem în plen. Da? Deci oamenii aia cărora li s-au luat banii, da? Când USL-ul a venit la guvernare, a spus așa, restituire, dăm înapoi oamenilor banii. Da? Și vine liderul de grup al PSD-ului astăzi în plen și spune așa, având în vedere faptul că inițiativa legislativă nu arată sursa, nu mai putem fi de acord. Chiar dacă am fost de acord în comisie și așa mai departe. Și atunci stau și mă întreb. Dacă era inițiativa lui Fenechiu, a lui Orban sau a cuiva de la PNL, aș fi putut să înțeleg. Dom'le, dacă e inițiativa ta, când asta le-ai spus românilor, când vorbești de act reparator, da? Dom'le, pe inițiativa ta să vii să spui, dom'le, nu e indicată sursa? Păi dar până acum nu ți-ai dat seama. Luca, nu cred că această problemă a făcut obiectul de discuție publică. Ei, nu, dar vorbeam, o aduceți dumneavoastră vorbeam de faptul că nu, nenea asta care așteaptă, pe nu, vă spun un lucru. Juridică. Nenea asta care așteaptă și tanti care așteaptă să-și ia acei bani înapoi, pe 2 ani de zile, pentru ei, tema asta a faptului că Ion s-ar putea însura cu Gheorghe, poate să le abată atenția la treaba respectivă o bucată de timp, da? Exact. Asta e toată povestea, nu știu, altceva. Știu, domnul avocat, fiindcă există tendința ca cei care sunt în opoziție să spună că lucrurile merg foarte prost. Domnule Bălănescu, inclusiv cei din opoziție au votat. Deci, domnule Bălănescu, haideți să o spunem pe aia dreaptă. În agricultură lucrurile merg bine. Am vorbit o dată prost de daia. Nu, domnul, nu. Acolo unde merge, nu merg. Chiar l-am aplaudat, da? Culmea, sunt cei, dar sigur, e cel mai simpatic membru al guvernului. Și în afară de asta merge economia. Eu cred că are și norom, domnule. Dar ziceți-o mai clar, doamna. Da, să zicem mai clar, merge economia. Dacă zice domnul de la PSD clar că merge, dar culmea e că e pentru prima dată când și cei de la PNL au fost de acord. Da, domnule, facem un referendum. Da, trebuie neapărat să-l facem acum. Până și ei de la USR au fost de acord. Când mai e USR-ul de acord cu dumneavoastră, zău așa? Nu vă supărați, nu s-a precizat perioada în care se va face acest referendum. Acum nu s-a ajuns să-l facem. Deocamdată se lucrează la un proiect de lege. Încă nu s-a dat nici legea referendumului, doamna Petru. Se dă repede, acum că ne-am dat domnul Dragnea. Corect. Deci în momentul în care va ajunge acest proiect aprobat de Senat, dacă va fi aprobat la curte, curtea o să le trimită în Parlament datorită faptului că a fost adoptat cu încălcarea regulamentelor parlamentare. Poate vă amintiți că în înțelepciunea lui, da, un mare făcător de regulamente a scris în regulamentul Camerei că în cazul inițiativelor de revizuire a Constituției, prima cameră sesizată este Camera Deputaților, a doua urmând să fie Senatul. Și Camera Deputaților a adoptat acest proiect e și a adoptat propunerea. Domnul avocat, mă pricepeți. După povestea asta, o senatoare întâmplător la PNL, întâmplător Iulia Scântei, a atacat la CCR. CCR a constatat că textul e neconstituțional pentru că Camera Deputaților nu poate stabili că e înaintea Senatului. Nu poate stabili, da?
Motiv pentru care, în momentul de față, noi o să discutăm și poate adoptăm proiectul ăsta și ne ducem la Curtea Constituțională cu un proiect adoptat de două camere, în contextul în care prima a adoptat proiectul cu un regulament care a fost declarat neconstituțional. Dar noi nu discutăm să le spunem românilor, bă, ne batem capul 45 de zile, domnul ne avocat, certăm, ați mai fost la Curtea Constituțională și vi s-au respins atâtea decizări. Păi dar vedeți? Și dumneavoastră, ca avocat, ați câștigat chiar toate procesele. Nu. Eu am mai și pierdut. Da? Și eu și partidul pierdut. Nu mai pentru că toți invitații mei întâmplător chiar au pregătire juridică, au terminat cu toții facultatea de drept, nu? Nu da, greșesc da, când spun asta. Da. Și Mihaela Tudor a terminat facultatea de drept. Avem un subiect din zona de justiție, evident. Tudorel Toader s-a întâlnit cu Hans Klemm, ambasadorul american, foarte hulit de către mulți din PSD. Astăzi să vedem care sunt rezultatele după publicitate.